Andreea Voș, de exemplu. Bună seara, bine v-am regăsit. Sunteți la TV Buzău, la A Patra Putere, o nouă reîntâlnire cu domn profesor Mircea Costache. Înțeleg că sunteți în formă, domn profesor. Nu v-am potolit, v-am zis că intrăm în direct, intrăm în direct, asta nu știu, deja combătați. Asta cu telegondolele. Nu știu ce înțelegi tu prin a fi în formă, că unii înțeleg prin a fi în formă, a fi foarte dispus să treacă ușor peste lucruri și să nu-ți facă probleme, să vadă lucrurile așa. Păi și ce, dumneavoastră nu sunteți în stare asta, în formă asta? Am încercat și nu-mi iese. Ba da, domn profesor, vă oblig eu. Nu-mi iese. Adică, să privim superficial și să ne declarăm foarte veseli și satisfăcuți? Păi da, nu mai țineți minte acele emisiuni despre normalitate? Păi asta facem de fiecare dată. Noi considerăm că punctul nostru de vedere este un pas spre normalitate. Da, nu, dar uite, de exemplu, mă gândeam așa să vă întreb la un moment dat dacă dumneavoastră v-ați uitat la televizor, la o televiziune locală. Haideți să discutăm și mai mult despre tematica locală. Chiar dacă în multe dintre situații noi depindem și de ceea ce se decide la București. Dar, dacă dumneavoastră v-ați uitat la o televiziune locală, ce ați dori să vedeți ca știri? Adică, ce v-ar plăcea să vedeți dumneavoastră, uite, de exemplu, în jurnalul de astăzi, să fi văzut ceva în jurnalul de astăzi? Jurnalul de azi, au trecut o săptămână, două, de la zilele Buzăului. Un moment în care fiecare localitate din lumea asta, când își sărbătorește ziua localității, iese în față sau încearcă să, într-un buchet de manifestări, să dea un sens existenței acelei urbe și să observe de la un an la altul o evoluție, un salt, un mic sau mai mare pas înainte, pe toate planurile, cultură, educație, sport, știință, artă, știu eu, economie, industrie, servicii de calitate, cam toate, în general, zilele, într-o săptămână de zile ale Buzăului, ai avea timp să punctezi cam pe principalele domenii ale vieții noastre, că vedeți că viața noastră nu poate fi numai matematic. Mai e și cântec, și că e de tristețe, că e de jale, dar e nevoie și de cultură, e nevoie și de economie, pentru că nu putem trăi fără... Viața unei cetăți normale. Păi, mi-am aruncat ochii așa întâmplător pe lista cetățenilor de onoare. Dom'le, orice localitate din lumea asta are și ea valori. Și valorile se disting în comunitate, fiecare în ramura lui de activitate, cum spuneam, în economie, în servicii, în urbanism, în artă, în știință, în cultură, în ceva, și capătă acest titlu al minteri nobil, care ar trebui primit cu satisfacție. Și cum îi spune și noi, cetățeni așa, de onoare. Așa, da. Lista de cetățeni de onoare. În privința unora, îți este greu să-ți explici ce i-a adus acolo, ce vânt, ce uragan, ce vârtez. Ce i-a recomandat. Ce i-a recomandat, ce fenomen natural. Întreb, ce meserie are, în ce domeniu a excelat sau... Și așa, îți dai seama că nu prea te-ai întâlnit pe traiectoria aia cu persoana și personalitatea și a făcut-o cetățean de onoare. Poate că sunt niște criterii abscunse sau cel puțin ciudate. Așa. După aia, hai, treacă, mergă. Nu-mi place mie de cutare. Sau nu s-a întâmplat să nu știu eu ce... Adică sunteți subiectiv acum. Sunt subiectiv. Sunt și eu om. Da. Nimeni nu-i perfect. Așa. Sau îți scapă anumite lucruri. Dom'le, o fi făcut omul și nu știu noi ceva. Cumva. Și dacă nu știu eu, asta nu înseamnă că... Știe urbea. Știe administrația, știu cei care au propus, care au aprobat, care au ridicat mâna acolo. Că nu se duce cineva din stradă și zice, scrieți-mă și mine pe lista cetățenilor de onoare ai localității. Dom'le, dar l-am văzut acolo pe unul care, întâmplător, și-a exprimat profunda indignare că a fost invitat, că e și întrebat și omul. Și când i s-a trimis la poartă invitația scrisă cu un plic acolo și cu niște bănuți, așa, în plic, cum se dă periodic anual la cetățenii ăștia de onoare, au și ei niște facilități și din când în când unora li se mai dă un plic acolo pentru niște merite. Cetățeanul
și a exprimat indignarea, a trimis banii înapoi și le-a trântit și un pamflet, pentru că e un scriitor de mare anvergură, depășește, e născut la Buzău, Ion Gheorghe se numește, figură importantă a culturii naționale, orice ar face cineva, a fost coleg cu la școala de literatură pe vremea aia din șoseaua Chiselev, numărul 10, unde e sediul PSD-ului. Acum era școala de literatură. Coleg cu Nicolae Labiș și cu toată generația aia, cu Gheorghe Tomozei, cu... Așa. Ion Gheorghe, care își petrece verile vară de vară la Sărățeanca, aici, lângă Buzău, așa, are o casă acolo, merge singur pe dealul, pe gruiul dării și găsește pietre, găsește figurine care îi amintesc și pe care el le valorizează într-un anume fel. Deci are o operă fundamentală. Dacă românitatea asta ar înțelege să se să-și pună în valoare oameni de robustețea și de forța de creație a lui Ion Gheorghe, ar fi ceva de noi. Asta e un arbore cu rădăcinile atât de bine înfipte în solul ăsta, stră, în straturile stră românești. Așa, l-au invitat să fie... Deci, pe bună dreptate l-ar fi făcut cetățeanul. Pe bună dreptate. Are o operă. Are o operă. A fost sărbătorit, urmează să fie sărbătorit în luna august la 80 de ani. Să-i dea Dumnezeu mai mulți ani. La 70, bun. La 75 de ani a fost sărbătorit la Biblioteca Județeană. Poftim? De ce a refuzat titlul? Doamne, a refuzat din foarte multe motive ale lui, invoc acolo și trecutul, adică lucruri neimputabile actualilor conducători ai administrației, dar într-o descendență așa, el îi consideră într-o înlănțuire, într-o înșiruire, moștenitori. Au fost conducători, sunt azi conducători și vor fi alții. Și el are ceva, din punctul ăsta de vedere, cu unii factori de conducere. Și a fost foarte revoltat numai la ideea de a-l include pe lista cetățenilor de onoare, pentru că n-am ceruseră mult mare lucru de la autoritățile astea ale județului, ale muzeului. Are factorul cultural, care știu că există Ion Gheorghe, cel puțin o jumătate de an, vara, e buzoen. În afară de faptul că e absolvent al școlii pedagogice, actualul liceu pedagogic, și că este o valoare, o valoare a culturii naționale, dar buzoian prin naștere. Nu s-a născut la Sărățeanca, acolo vestuiește, s-a născut de fapt la Florica. Dar cred că ăsta e un caz fără precedent în istoria. Domnule, a refuzat titlul de cetățean de onoare și oamenii s-au făcut că n-aud, că i-a mustrat și că i-a muștruluit. Și îl mențin în continuare pe listă, împotriva voinței lui. Eu cred că dacă i-ar arăta cineva lista, ar face cu toată înțelepciunea senectuții, așa, la vârsta respectivă, cred că ar face scandal. Îi cunosc opiniile, îi cunosc părerile și le-a exprimat și în scris. Le-a scris și un pamflet celor care au încercat, zice el, să-l mituiască cu un plic cu niște mărunțiși de Paște și să-l îmbuneze, atâta vreme cât le-a cerut să-i asigure și lui liniștea cât stă acolo, să nu-l mai scuipe, să nu-l mai insulte, să nu-l mai jignească, să nu-i mai tulbure liniștea, să nu mai măscărească niște vecini. Aha. Niște vecini de o anumită etnie care sunt mai... cu manelele, cu volum mai tare, cu stilul lor dezinvolt și cu mulți într-o casă. Foarte mulți așa și omul n-are liniștea pentru care venea el la Sărățeanca și a cerut autorităților, dacă n-a putut să înțeleagă cu ei acolo ca vecini omenești, a cerut autorităților să-l protejeze. Deci, protejeze. Acest refuz are legătură de fapt cu autoritățile, nu are legătură și cu cine s-ar fi asociat ca și cetățean de onoare? El lasă să se înțeleagă că acei oameni ar fi chiar înțeleși cu autoritățile să-i tulbure viața existența acolo. Că ar fi într-un fel asmuțiți. El e sarcastic în pamfletul care l-a scris. Eu dacă... cred că îl mai am pe la mine întâmplător. Dar dumneavoastră veți spune și nume din astea, subiectiv fiind de pe lista cu cetățeni de onoare care n-ar
Nu știu dacă e timpul acum, dar ar trebui să vă citesc un fragment din pamfletul pe care l-a scris el, Ion Gheorghe, într-o publicație online în revista Rezistenței Naționale. Vă rog. Cu supratitlul Hiperborea, pentru că el are o teorie în legătură cu ținuturile noastre străvechi, dinainte de a fi România de azi și dinainte de a fi Dacia de ieri. E vorba de Hiperborea și de hiperboreeni. Zice, scrisoare către posteritate. Și menționează undeva dedicație domnului primar al municipiului Buzău. Care l-a făcut cetățean de onoare cu deasila, iar poetul a respins oferta. M-au prigonit buzoienii, asmuțind copiii vecinilor, nu le mai dau numele și etnia ca să nu se înțeleagă altceva decât trebuie. Da. M-au prigonit buzoienii, asmuțind copiii vecinilor, să mă spurce cu înjurături de-a lungul și de-a latul anilor. Era un bordel de minore, venea poliția, ridica senină din numeri, din numerii cu galoane, trese, o zi se instala inhibiția și lumea se așeza la masa murdară a vechelor interese. Au și polițaii porumburi nesăpate, vii neculese. Acum m-au proclamat cetățean de onoare al Buzăului, trâmbițat de câteva ziare, prin onorabilul Florentin Popescu de pe la munte. Mi-ar fi trimis un bacșiș al cetățenilor de frunte, să-mi cumpăr de un miel de paște, murgule iarbă verde și recunoaște, după ce îl bați până îl omori și îl ții tot într-o friptă, îl înviezi, cetățean de onoare, furându-l din criptă. Eu din Moș Strămoș sunt exilat din Ardeal, de la Săcele, prin sita Buzăului, spre veșnic pierdut teritoriu național, după clanul Gheorghe de Bazilei și Moșneni, a rămas dincolo ținutul de obârșia mea, gheorghieni. Geții buzoieni sau goții de Caucalanda mi-au dat loc de templu la care să-mi așez un comisar al Bizanțului, Dania și Ofranda. Zici, un comisar al Bizanțului precum azi nulitatea sa Olly Rehn, era un funcționar european, da. Olly Rehn, însă un pic mai oligofren, o ideologă globalistă precum baroneasa Emma Nicholson, cu aceeași hămeseală după spațiul vital, însă cu alte cuson, adulmecând nesupusele meleaguri carpatine fără dovezi, făcut din țara lui Musaios, numele vechi al Buzăului, făcut din țara lui Musaios pășune de nomazi și honvezi, lazarete, săpoci, sinistre ospicii, cum să fii tu cetățeanul de onoare al urbei sub asemenea auspicii? Eu pot să zic, dar genial. Era ceva mai lung, m-am oprit aici. Aveți cunoștință pamfletul acesta, de mult, a fost citit de am fost tentat de multe ori să o scot, dar acum dacă tot mai... Foarte bine că... Da. Da. A fost citit pamfletul ăsta de cineva, din nu cred, primărie? Nu cred, nu știu. Bine, nu cred că ar fi avut răbdare. Da, el e pe lista cetățenilor de onoare. Cu deasila, nu contează ce a zis Ion Gheorghe, e înghesuit acolo și el în listă. Da, bun. Dar eu vă provocasem mai devreme să ne precizați niște nume, așa. Subiectiv fiind. Ce să fac cu numele? Că numele le cam dă el, dar eu le-am mai ocolit, așa. Pentru că contează sensul major și faptul că ai de-a face cu un om de o extracție rară, care putea să fie, dacă ar fi fost tradus și sprijinit de forurile românești, putea să fie un candidat la premiul Nobel pentru literatură, Ion Gheorghe, nu Hertha Müller, pentru că nu reprezintă ea spațiul românesc niciodată, nicăieri în lume. Ori s-ar întâmpla. Și ea a primit premiul Nobel pentru literatura română. Iar Ion Gheorghe, un copac atât de falnic, cu rădăcinile atât de adâncă înfipte în solul ăsta național, străvechi, multimilenar, nu are loc. Și, ba mai mult, primește și fel de fel de insulte. El a luat, după rugămințile pe care le-a adresat ca să fie și el acolo lăsat să-și ducă bătrânețele liniștit, așa. Dacă nu s-a putut, l-au mai și zgândărit cu titlul de cetățean de onoare, la care a avut reacția pe care ați văzut-o. Adică Olly Rehn, dar mai oligofren. Ceva mai puțin mai oligofren, da? Și Emma Nicholson, tot un fel de comisar străin, dar cu alte cuson. Și așa, pentru că omul este poet de viță rară, nu
de ăștia mâzgălitori, știu eu, grafomani de ăștia. Care unii s-ar regăsi pe lista asta, nu? Deci pe cel pe care tot nu dați nume. Pe cel pe care l-a numit acolo, pe cel pe care l-a numit acolo, el îl apreciază pentru că e un om harnic și o valoare a literaturii locale, Florentin Popescu. Deci a fost numai mesagerul, l-au trimis pe Florentin să roage pe Ion Gheorghe, nu s-au dus ei că proiect s-așteptau să nu li se dea vreo una peste bot. Așa. Și bineînțeles că Florentin a trebuit să întoarcă, a trebuit să întoarcă cu plicul înapoi. Și pentru să deci asta un bacșiș să-și cumpere chipurile un miel de paște, murgule, iarbă verde și recunoaște și așa mai departe. Am mai zis eu o dată câte ceva despre Ion Gheorghe și poate vom mai avea ocazia pentru că iată în vară va fi sărbătorit, sper, de forurile locale, măcar de Biblioteca Județeană, la 80 de ani de la naștere. Da. Bun, domn profesor, noi am pornit de la ideea că, mă rog, de la provocarea de a spune ce ați dori să vedeți la televizor. La păi ce aș fi vrut să văd? Aș fi vrut să văd că în anumite, cu ocazia unor manifestări, se promovează într-adevăr valori locale, că se fac lucrurile cu măsură, cu bun gust, cu bun simț, că mai reducem din cheltuielile pentru pognitori în aer, pentru stele verzi. Da, n-ați văzut ce așa frumos a fost? N-ați văzut? Nu. Focul de artificii? Nu. Poate reducând de aici, poate mai faci lucruri care trebuie făcute cu asemenea ocazii, inclusiv pentru recuperarea unor valori locale, pentru ajutorarea unora care poate nu o duc tocmai bine, pentru săptămâna aia cred că poate să fie adusă mai spre umanitate și mai puțin spre festivism absurd și foșnitor așa de celofan, de artificial. Ați văzut ce rămâne în urma acestei sărbători pe platou? Doamne, acolo am văzut dimineața că târnul municipal are de lucru. Dimineața pe răcoare. Târnul municipal are de lucru cu paharele și cu resturile de mâncare și cu ce rămâne în piață. Deci, așa sărbătoresc. Da, eu am avut odată o părere în legătură cu locul de desfășurare a unor astfel de manifestări. Adică... Stai numai un pic, că fac o mică paranteză, că pe zilele astea pe Facebook a apărut o poză făcută de pe hotel. Hotelul de vis-a-vis de Palatul Comunal. O poză evident trucată în care cel care a postat-o spune așa, ca titlu. Eu, primar. Și în mijlocul platoului în piața Dacia era o piscină mare. Așa, simbolistic, mă rog. Și noi ziceați de locație, că domnule, nu e bună. Dar asta cu piscina e bună? Piscina în piața Dacia? Poate fi ironie, domnule. E o ironie. Nu știu, ce vezi pe Cuza Vod acum, de exemplu, monstruozitățile de beton masiv într-un oraș așa distrus de soare, fără vegetație, fără... Deci călcăm cam strâmb și cu ochii mai mult la cumațul, la buzunare, la prea puțină cultură și prea puțin bun simț, prea puțină preocupare pentru... Dar Vila Albatros nu vă place cum arată? Dom'le, aș păcătui dacă aș zice că acolo nu s-au făcut niște lucruri, dar se exagerează în alte puncte de vedere. A reda patina timpului și culoarea epocii și a face restaurare operă de arhitectură, și nu înseamnă construcție, ci restaurarea implică mult mai multe. Se mai scumpă restaurarea decât a construi ceva nou. Și felul cum s-a făcut pavajul, impracticabil pentru, nici pentru copiii care își julesc genunchiile. Din parc, da. Nici aleele respective. Deci piatra aia colțuroasă care nu permite niciun fel de încălțăminte, nici de sport, nici de plimbare, nici, nu mai zic de stradă, că unii se duc săraci acolo să facă poze. Că e o modă acum, familia tânără, să facă poze de nuntă în diferite locuri ale orașului, cu palatul, de mulți ani, bine, și acum e cu atât mai mult. Cu atât mai mult că e restaurat, acela, da. Să duc și îți dai seama să calce mireasa apă acolo și mire cu ăștia, cu încălțămintea de ceremonie, într-un moment unic al vieții, pe zona aia. Deci acolo s-a exagerat cu restaurarea, cred că nici n-a fost așa inițial. Și stau și mă întreb, ca să se tocească și să fie acolo un trafic de așa natură încât ăla să se șlefuiască, să fie totuși acceptabil. Da, trebuie să dureze. Da, bine, 100 de ani. Problema a fost sesizată de noul viceprimar Dunel, care zice că nu a fost o soluție bună ca și aplicare. Tot de arhitectul.
vine și îți dă soluții. Da, arată, varianta 1, varianta 2, varianta... Contează câtă carte și cât bun simț și câtă seriozitate are cel care aprobă varianta. Spune, uite, o facem pe asta. Pentru că vrem să fie și culoare de epocă și respectată și patina timpului, dar să fie și cu coeficient mare de utilitate pentru buzoiene de azi, care să poată să iasă acolo la aer. E un disconfort pe care l-au sesizat mai mulți cetățeni, într-adevăr. Da. Și nu-i terminat și acum cu grajurile, cu astea, cu toată... Da, sunt curios și cum vor rezolva problema asta cei din Palatul Comunal. Bun, înainte de a lua o pauză de publicitate, că după aceea o să comentăm câteva din știrile care au apărut zilele acestea, domn profesor, că astea cu... de care vreți dumneavoastră, nu cred că... Eu știu, eu vreau de care vrei tu, de care vrea lumea, dar să nu mi se impună să am punctele de vedere ale altora, pentru că eu mă încăpățânesc să gândesc cu capul meu. Chiar dacă nu mi-a fost foarte bine în viață, mergând așa. Eu când am făcut parte dintr-un grup de pe strada Colonel Buzoianu, de la Casa Fostului prin secretar, și era acolo o formațiune politică în 1990, numită FSN. Eu dacă mă adaptam și intram în pas cu oamenii, eram acum ca și ei, cu căsoaie, cu viloaie. Cu... Eu am făcut nota aparte. Cu cătușe? Nu. N-au. Nu prea au. Nu. Alea sunt așa. Nu. Nu te lua după aia. E prostie. Eu așa am văzut. Fugi, câțiva dintre ei, nu? Fugi, domnule, de aici. Iar începem discuții? Nu. Aia nu-i justiție. Stai niște zăzi de treabă. Au văzut oamenii de la parchetarii noștri, au văzut când au dispărut obiectivele importante din Buzău, ca să ne referim la urbea noastră? Au văzut și ei că exista o zonă industrială care s-a cam pulverizat, că existau niște lucruri. Ține, domnule, de marea infracționalitate. Ce să facă parchetul ăsta de la Buzău, nu? Domnule, că e marea, că e mica, ei să-mi spună mie de ce iau ei banii de 25 de ani. Și de ce se costă 20 de milioane la pensii. Da, păi n-ați văzut ultimul caz al parchetului? Nu. Cu profesorii? Cu bacalaureatul, păi cu fraude. Nu, am stabilit noi aici, că asta este o... I-a întrebat cineva, bă, au fost buni cârnații de pleșcoi de Paște, au fost buni și mielul și alea și alea, dar faceți dracului ceva că sunteți pe lista aia care voi n-aveți un dosar de 7 ani, de 11 ani. Și atunci s-a uitat ei și a zis, bă, cu cine scăpăm noi mai ușor? Ei pe aia cu bacalaureatul de acum nu știu câți ani, ca copia cu fițuri pe acolo sau nu știu. Acum au venit și au rezolvat problema, au rezolvat problema și ne-au arătat că funcționează justiția și că ei știu și au luat măsuri la timpul potrivit cum s-a vândut cetul, cum a fost recumpărat cetul Buzăului, cum a dispărut Agromecu, cum a dispărut Cutare, cum a dispărut unde e Iutu, unde salea, cum s-a făcut cu sediul actualei Casei Județene de Pensii, care mai era pe acolo un centru teritorial de calcul electronic și de la o proprietate cumpărată cu 1 miliard a fost vândută cu 10,8 miliarde la statul român și cu marele jaf național care are și la Buzău partea lui, nu a făcut obiectul oamenilor care se ocupă cu așa ceva în statul român. Domn profesor, cei care se simt cu musca pe căciuliță, în momentul acesta sunt, domne, bă, tași, bă, din gură, adică în fața televizorului, așa să vă spune dumneavoastră. Așa, mie. Că știți de ce? Pentru că ați văzut dosarele astea care sunt destul de vechi. Așa, de 12 ani, de 10 ani, de 15 ani. Da, apar acum de la DNA, adică tași, bă, tași, mă, din gură. Că ce? Vă cenzurez. Că ce? Că poate să trezesc oamenii cu cineva la treabă de sănătate. Da, dar... N-ați văzut câte dosare sunt răscolite acum? Știi cum e cu alea vechi? Nu se udă, nu se moaie și e rezistent la ploaie. Să eu reclam așa. Deci ce efect mai cum, iau? Cum nu se udă? Mă, nu spun se așa, se moaie, scoate lupe ce-ai mâncat. După ce au huzurit oamenii și au depus banii pe conturi străine și au făcut vacanțele la... în Tanganyika și în Indonezia și în Thailanda la masaj erotic thailandez ăia cu unși cu vaselină. Deci după ce au tocat banii peste în toată lumea, ce mai vii tu după 10 ani să mai spui că ai făcut că faci justiție tu acum? Da. Da. Pauză de publicitate, îl cenzurăm pe domn profesor pentru puțin timp, revenim. Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre, reamintim în studioul TV Buzău, domn profesor Mircea Costache. Domn profesor, am o listă, o listuță. Ce doriți să discutăm?
despre evaluările naționale pentru elevii de clasa a doua. Niște asfaltări cu nisip, despre noaptea muzeelor, PNL 140 de ani de la înființare. Și unde sunt candidații? Alegeți dumneavoastră, oricum vom discuta despre toate astea. Eu spun ce cred eu despre fiecare dintre... Da, haideți atunci să începem cu evaluarea națională pentru elevii de clasa a doua. O regulă impusă de anul trecut, introdusă de anul trecut în sistemul nostru de educație. Avantaje și dezavantaje. Avantaje se observă stadiul la care se află copilul de vârstă școlară mică. La un moment dat, cu însușirea limbii materne, în primul rând, cei mai mulți fac greșeala când încep de la 6 ani, de la 5 anișori, pe la grădinițe, pe la să plătească, să înceapă să facă limbă străină. În toată lumea asta, principiile docimologice cele mai avansate au demonstrat că primul lucru pe care trebuie să-l facă copilașul este să fie învățat bine limba maternă și după ce i s-a așezat acest strat, o bază, solid, o bază, așa, poate se poate trece la învățarea din clasa a doua, din clase mici, după ce ai făcut măcar un an abecedarul, limba română basic, de bază-bază. Așa, să vii și cu inițiere în limba străină. Deci e o greșeală cu chestia asta. Evaluările sunt bune, învață cu și pe dascăle, cu timing-ul, cu respectarea unor etape, cu așezarea lucrurilor într-o înlănțuire logică și cu evaluări periodice care să-ți arate reușitele, nereușite, adaptarea mijloacelor, metodelor, la specificul grupului pe care l-ai, că nu toate grupurile seamănă. Odată ai avut o generație cu care ți-ai permis și te-ai aventurat, altă dată aceleași mijloace ai tării care te-au făcut să ai satisfacții, să fii foarte apreciat, cu un alt grup nu-ți mai reușești. Acolo trebuie să lucrezi altfel, trebuie să te reorientezi. Mai ales că în ultima vreme noi trăim într-o vânzoleală, într-o neașezare, că și sistemul de învățământ a fost zăpăcit, nu a fost lăsat să aibă marcă distinctă. Așa, toți s-au prefăcut că îl reformează. Fiecare, ministru și reforma. Fiecare, cum a venit în fruntea ministerului, s-a crezut și el un nou Spiru Haret și a venit și el cu o reforma lui să mute de dragul de a muta și de a purta amprenta lui niște date, niște... Bun. Evaluarea, chiar de la vârstă mică, îl învață cu examenul, că e totuși un moment. Cum să trateze de acum încolo lucrurile, să-ți arate reușitele, nereușite, cum stai la un moment dat. Pentru că există o mare carență, în special la, cum spuneam, la lucrurile elementare. Copiii chiar de vârstă mai mare nu mai știu să citească expresiv, cursiv. Nu mai au gustul pentru exprimarea frumoasă în limba română și curată și concisă. Adică să spui cât mai mult, să comunici cât mai mult în cuvinte cât mai puține. Pentru că timpul, vedeți, trăim într-o epocă foarte... într-un ritm foarte alert. Avalanșă de informații, trebuie selectivitate, trebuie o agerime. Și asta se educă. Se educă, vezi cum stai la clasa a doua, vezi cum stai la clasa a patra, vezi cum stai pentru cei care se duc la un liceu, chiar la a cincea, se dă și acolo un examen de limbă și de română, matematică. Vezi cum stai la a opta, la evaluările naționale, vezi cum stai la o admitere la liceu, cum stai la o admitere la facultate și îți dai examenele vieții și după un asemenea parcurs, uitându-te în urmă și unde ai ajuns, îți dai seama că n-a fost în zadar, că tot chinul și toată munca a avut un sens. Dar lucrurile se fac greu și cu multă știință și cu multă dăruire. A cunoaște particularitățile psihofizice și intelectuale ale copilului de vârstă școlară este un lucru extraordinar de important la vremea asta. Mulți ignoră. Ori se raportează la epoci trecute, când lucrurile nu mai sunt valabile în prezent. Pe vremea mea sau se făcea, sau se drăgea, sau era mai bine așa. Trebuie multă creativitate, multă dinamism și acum să fim cinstiți, degradarea învățământului prin bătaia de joc la salarii, prin alte, prin excesul de activități și de scriptologii
care îndepărtează de conținutul metodico-științific, de cartea-carte. Adică ți se cere orice altceva, numai să te îndepărtezi de carte. Dacă vrei să iei salariul de merit sau gratificație sau ceva, așa, îți trebuie proiect în afara școlii, dacă ai cules hârtiile din parc, orice alte porcării, în afară de cartea-carte. Deci cineva parcă vrea să scoată de generații de tâmpiți, să le taie gazonul pe în fața vilelor, să le facă aer așa de țânțari. N-au nevoie de oameni deștepți, pentru că ăștia sunt și periculoși, sunt greu de prostit. Și a fost degradat învățământul, în primul rând, din subfinanțare. Prin subfinanțare ai scos oameni valoroși din sistem, de la catedră, și ai adus oameni de valoare îndoielnică, din ce în ce mai scăzută, și acum poți să-l plătești și cu aur, după vă câțiva ani, vă 3-4 ani, când ți-ai dat seama că așa. Pentru că nu mai ai pe cine degeaba să plătești, plătești da degeaba. Și acum, e bună evaluarea, dar e părticică dintr-un ansamblu numit Educația Națională, care, din păcate, la români este privit cu dezinteres. Cine vrea să vadă sisteme performante, să uite la finlandezi, să uite și la vecinii noștri unguri care investesc 8% din PIB în educație. Românii investesc 3,1%. 8% la nivelul Marii Britanii, Ungaria. Și au dat seama că ei mici pot să domine și pe noi și pe alții printr-un sistem de educație, printr-un învățământ performant. Bun, domn profesor, în fereastră, vedeți și dumneavoastră jos în plasmă. Ce se mai întâmplă sau ce nu se mai întâmplă prin Buzău? Da, iată, niște nisip. Vedeți pe asfalt. Aici sunt, mă rog, sunt porțiuni mai mici, dar da, la un moment dat imaginele se vor schimba și vom ajunge pe DN285. În ultima perioadă, foarte mulți șoferi nu au sesizat faptul că DN285, competența la calitatea drumului, a cui este? Drumurile naționale. Administrația Națională a Drumurilor, secția Buzău. Deci nu sunt drumuri județene. Ministerul Transporturilor. Nu, aici nu. Dar șoferii care s-au plâns că pe DN285, pe DN1B, Buzău-Ploiești, sunt prăște într-o veselie cu nisip pe asfalt. Și nu înțeleg de ce. Cei de la drumuri spun că, domnule, e o procedură post-intervenție, că se pune cu nisip. Deci, oricum, nici ei n-au știut să explice, să vorbim cu cei de la minister. Că ei n-au voie, cei de la Buzău, de aici să dea declarații celor de la prefectură. Au ordine de la București. Bun, noi am trimis o adresă la București, la Ministerul Transporturilor. Între timp, am identificat și alte probleme în trafic. Dumneavoastră, cum vedeți? Sunteți și șofer. O metodă de a interveni după ce s-ar fi dat cu asfalt, dar nisip, să vedeți mai încolo în imaginile de pe DN25, e groaznic. Domnule, o porțiune de aproape 500 de metri. Da. Din punct de vedere al respectării tehnologiilor, trăim vremuri, vedeți, și în oraș, și în afara orașului, și de gringoladă. Nu vrem să mai respectăm nimic. Aici e știință, formula chimică. Ce formulă chimică? Îți spune la ce temperatură dacă trebuie strat de nisip. Ca da, să nu era asfalt proaspăt acolo. Domnule, dacă e asfalt proaspăt și dacă se poate incorpora, e una. Dacă îl dai pe uscat... Încă o dată, domnule, nu era... Asta e problema, că nu e asfalt, nu sunt intervenții recente. Da, aici suntem pe DN25, unde a avut loc și un accident. Știu că se mai practica altă dată un fel de criblură, dar pe asfaltul foarte încins, care prin greutatea... Da, domnule, să se prindă, să se așeze. Se mai remedia într-un fel, deși era greu de spus și acolo, că se presa numai pe unde călcau roțile mașinilor, iar suprafața trebuia împregnată uniform acolo. Da, nu împrăștiat așa. E, uite aici, pe DN25, pe la Curcea Comisoiei, unde a avut loc și un accident la capătul zonei de restricție, pentru că atunci când intervin drumare ăștia cu nisip, se circulă pe un singur fir. Știi cum se practică în lumea civilizată? Dar, încă o dată, metoda asta pe care o vedeți dumneavoastră, adică nu sunteți nici dumneavoastră specialist, nici eu, nici nimeni. Și cei care ar trebui să-și dea cu părerea avizați, nu-și dau cu părerea. De ce nu-și dau cu părerea? Pentru că în toate activitățile de acest gen se desfășoară pe bază de contract. Și în contract se prevede termen de garanție, mentenanță, cine se ocupă, ce face, în ce perioadă, cu ce se dă, cu ce se întâmplă. Deci în contractul acela, dacă contractul e făcut la plezneală cu plicul pe sub masă,
după ce se dă în folosință, nu mai știe nimeni. Nici de mentenanță, nici de post utilizare, nici de intervenții, nici de reparații, nici de garanții. Deci un drum din ăsta are un contract iarnă-vară, de la dezăpezire la întreținere, deci există prevederi contractuale. Da, cum să arunc cu nisip. Deci și acolo dacă, nu s-a intervenit încă o dată, domnul profesor, noi vorbim... Domnule, dacă părțile își respectă, da, obligațiile din contract, dacă contractul a fost făcut nici de bișnițari, de oameni serioși, acolo se știe clar cine trebuie să intervină și care este modalitatea tehnică corectă. Da, putem să suspectăm faptul că, domnule, trebuie să justifice anumite lucrări aici? Nu știu, eu mă întreb. Eu știu dacă... Să arunce cu nisip, să... Da, dacă o fi aceeași firmă care a luat 9 milioane jumate, ca să dăm un exemplu, pe dezăpeziri și n-au fost fulgi prea mulți ca să-l justifice, acum zice, stai puțin că în aia intră să aruncă și cu niște nisip pe vară. Cineva... Hai să ne lase, domnule. Nu știu, aici este un subterfugiu care ține de cunoașterea clauzelor contractuale. Tot ce se întâmplă acolo nu se întâmplă pe vorbe. Se întâmplă pe bani și banii nu se dau decât în baza unui contract. Și contractul, v-am spus, prevede și cât e de gros covorul asfaltic și din ce compoziție și de ce mărime are spărtura și cribrura și ce vrei. Toate detaliile tehnice, de la toată tehnologia folosită, tipul de drum, tipul de covor asfaltic. Acolo sunt prevăzute în contract și cineva, dacă respectă și criterii de mentenanță, și criterii de intervenție în caz de... Și, spuneți-mi și mie, de ce s-a dat cu nisip, uite, pe tronsul. Domnule, de ce s-a cineva, aruncat cu nisip acolo, încă o dată? Cineva aici, cineva aici acționează în baza unui contract. Ei, da, domnule, am înțeles. Semnat între două părți. Bun. Am înțeles, da. Ziaristul întreabă părțile. Dumneavoastră părțile ce faceți aici și dumneavoastră care a semnat un contract, ce trebuie să se facă aici? E o metodă nouă, cică. Cum adică? Și eu zic, metoda nouă mi se părea empirică totuși, adică... Nu, metoda nouă este de prostit proștii în continuare și de mâncat banul public în felul ăsta. Zonele alea acolo, deci derapezi acolo, dacă nu vezi de la... Adică, dacă vrei să... Sunt zone unde se dezvoltă viteze când destul de mari. Când îi auzi pe unii foarte entuziaști că funcționează justiția, că au văzut ei niște treburi cu cătușe pe acolo și că zonă și societatea bâlhăi de corupție, nu e? Da. S-i duci să-i arați asta. Pentru că și altele asemenea. Năravurile intrate în ființă 25 de ani, nu ies în 25 de minute și nici nu se vrea. Se mimează. Și ziceau unii șoferi, domne, gata, s-a terminat iarna, nu? De ce mai dau ăștia cu nisip? Adică, sincer, domne, cineva de groază acum că îi mai iau pe hârtii, da, a spus, bă, nu s-a dat asta iarna nimic, mă, ce dracu, dați măcar acum o lopată de nisip. Deci, cineva acolo are o relație contractuală și trebuie să justifice. Eu am adresat odată o interpelare ministrului administrației la vremea respectivă, care era Vasile Blaga. Se dăduseră la Buzău 400 de miliarde în 2005 pentru reparare drumuri județene, nu erau de stea naționale. Era un județ. Și m-am dus și eu în județ. Și n-am văzut nimica. Și am zis, băi, domnul Vasile Blaga, domnule, unde au băgat ăștia 400 de miliarde la Buzău? Și nu știu, domnule, eu nu stau lângă ei. Dar vă dau, pentru că m-ați interpelat, răspunsurile semnate de ei. Într-o parte semnat Victor Mocanu, într-o parte semnat Cristi Bugiu. Unul prefect, unul președinte de Consiliul Județean. Amândoi și asumau răspunderea prin semnătură și ștampilă că situația aia care i-au dat-o lui Simeon de Amie e reală. Și se scrie acolo, de la kilometru cu tare, la kilometru cu tare, la Bâsca, nu știu care, la așa, consolidat mal, taluz, podeț, hârleț, încărcat acolo. Așa, și cu balastări și cu toate elementele astea tehnice, făcute din birou, să justifice 400 de miliarde, care în teren nu prea se regăseau. În câteva localități, după ce am adresat o interpelare, au început să apară niște grămezi de balast, până anumite comune, în care camionul respectiv cu balast descărca în trei locuri. Făcea trei grămăjoare, ca să arate că-s trei, că au fost trei camioane acolo. Deci, ăștia de la Camera de Conturi Buzău, când le-am spus, domnule, ia vedeți, domnule, că mie nu-mi iese și ministrul dă din numere, ăla dă din numere, a spus, domnule, ce să ne mai uităm, domnule, pentru că noi ne-am dus puțin în teren cu hârtia asta a dumneavoastră, cu 400 de miliardele astea, nu exista în perioada respectivă cantitatea de balast la suma asta, practic, nu avea mijloacele tehnice de încărcare, descărcare, mecanice, de transport, de cutare, ca să justifice 400 de miliarde. Ele justificate din birou, s-au împărțit banii și asta e.
Deci 400 de miliarde. Dacă nu erau foarte înțelegători să dea paranda rătul și sus, nu mai primeau altă dată. Că mă uitam la alte județe, se dăduseră mai puțin sau deloc. Aici se dăduse o sumă importantă. 400 de miliarde lei vechi în 2005. Da. Care nu prea se regăseau. Și omul, ministrul mi-a spus, domnule, eu nu trăiesc în Buzău. Eu vă dau răspunsul care mi l-au dat ăia astea. Și le am și acum, dacă vrei să le dau, să le publice, să le pui pe, la televizor, să vadă lumea pe ce s-au mâncat 400 de miliarde de la kilometru cu tare, de la kilometru cu tare, consolidare, terasare, rigole și alți termeni tehnici, așa, care justificau suma aia la vreme. Ete așa să mănâncă banii și după aia vin și mă întreb pe mine de ce dau aia cu nisip. Păi da. Bun. Terminăm asta cu subiectul cu nisipul. Oricum, vă dați seama ce s-a întâmplat, cum au circulat în zona respectivă pe care noi am arătat-o după ce au plecat drumarii de acolo. Poți să avertizezi oricum că acolo era totul o mare de nisip. Repet, nu s-a asfaltat. Dar mă rog, noi nu suntem specialiști să ne pronunțăm. Așteptăm adresa, răspunsul de la București. Să ne zică și nouă ce proceduri... Nu, dar în baza liberului acces la informații, voi puteți să obțineți și informații. Da, noi încă așteptăm de vreo săptămână și... Știți că mie, la vremea aia, îmi dădeau, în cel mai bun caz, în 30 de zile răspunsul. În schimb, la presă, legea spune să îl dea în 24 de ore. Da, 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 imediat. Stați așa. Bun. Când terminăm emisiunea, o să ne dea și răspunsul. Să nu mai zic de niște asfaltări care se fac în municipiu sau de intervenții din astea, ori de la compania de apă, ori de la RAM, că astăzi pe Marghiloman, de exemplu, deci niște gropi la fel, astupate cu nisip. Cu nisip, cu pământ, dar da, inele de nu. N-ai, acolo n-ai scrie că... clar, cine a ce, domne, cine a făcut traversare, cine și-a așa, acela reface la forma inițială, în condițiile, așa, nu a stupat da, cu domnule, nisip. Da, peste, dar cum să nu? Dar cum să nu? Păi ia să amendeze primăria, compania de apă, sau cei care... pe cei care intervin. Păi nu poate că sistemul e prost, că primăria este, primăria e acționar unic. Lăsați-l, și ea nu se poate amenda pe ea, că domne, compania de apă e primăria. Stați-mă un pic, e acționar primăria la. Unic. Dar poate să sancționeze. Cum să sancționezi tu pe tine dacă tu ești... Nu, la compania de apă credeți-ne că... Ia pune-te că ar vrea să sancționeze Transbuzul. Adică tu îl finanțezi 95% și să-l sancționezi, păi să ia, tu? Da, nu poate să ia din salariu, domnul director, sau cum? Sancționezi unitatea pentru anumite lucruri. Păi, da. Și nu poți să sancționezi da. Persoane. Sistemul atunci e prost. Păi cum să sancționezi dacă primarul are 35 de milioane și Transbuzul are 150 sau 170? Iar sună domnul Jercan și zice că n-a, domnule. Noaptea muzeilor, domn profesor. Au fost mii de buzeni la Noaptea muzeilor, știți, nu? Doamne, am auzit. Am auzit că au fost. Da. Snobism. Nouă povești, nouă obiecte. Sau nouă obiecte, nouă povești. Da, nu e rău. Da. Dar întreabă-te și tu, de ce nu ziua? Știți care... De ce nu ziua? Uite, azi... A fost eveniment la nivel internațional, domn profesor. De aceea... Și bun, dar internaționale, ăia muncesc. Că așa au loc și în Brașov și în București. Domne, ăia muncesc atât de mult... încât în timpul zilei nu e nicio aglomerație pe străzi, e liniște, toți sunt la muncă. La noi e grevă tot timpul, că e un frecuș de mașini ce nu s-a văzut. Așa. Deci faptul că muncesc și că sunt foarte preocupați, găsesc modalități de a-și face loc pentru cultură prin fel de fel de inițiative, inclusiv porți deschise, vizitatul unor obiective culturale în timpul nopții. Așa. De ce nu ziua? Bun. Eu vreau bun, să hai și noaptea. Mulți întrebați. Hai și noaptea, adică, că unii auzi, bă, e normal. Într-o sală, de ta mai sală, cât e asta studioul pe aici așa. Și vedeam undeva într-un colț un obiect cu un LCD de lângă unde rula un film, la. Și întrebă oameni, domnule, asta s-a deschis muzeul, asta e toată expoziția, nu înțelege nimic. Ca să afle că abia la anul muzeul va fi plin, să zicem, de toate obiectele vor fi amenajate toate acele sări. Era de așteptat că s-a dat în folosință clădirea refăcută, dar reamenajarea muzeului nu se pocnește din deget. Bun, dar domn profesor, la suma care s-a cheltuit în proiectul acesta, eu ce am văzut acolo, arată bine, e curat, în ce fel de problemă, dar eu totuși n-aș crede că
Adică am o bănuială așa. Am o bănuială că și de acolo... Adică vroiai să fie, excepție la toate alelalte să se încarce cheltuielile cu parandănături și acolo nu. A, nu neapărat. Sau nu? Peste, tot unde, tot unde se lucrează. Să ne dorim la drumuri, în construcții. De ce avem noi o țară fără construcții de locuințe, Adama Carale la Fervechi, dar cu regi ai firmele de construcții? Bun, domn profesor... De ce avem o țară fără asfalt, fără drumuri, dar cu regi ai asfalt? Cu regi ai asfaltul, da. Bun. Să bată între ei acum. Din cauza că plătim și tragem pe 7.000 de părți și jefuim banul public de atâta... Știți că era bătălia aia, cine-i regele maneliștilor și nu știu, ăștia Guță cu Salam. Și ca să îi împace pe amândoi, unul a fost numit împărat, unul rege. Așa și la ăștia cu asfalt. Dar acum sunt mai mulți. Adică mai mulți regi, mai mulți împărați. Ei, au apărut prinților. Ăia cu Costeluș Cășuneanu, băiatul lui Cășuneanu, asfaltangiu șef, cu mașină Veyron de 1.700.000 de euro. O mașină. Cu suma asta, mai multe familii. În miliarde ar veni vreo 80 de miliarde, așa. Foarte pe scurt, domn profesor, deja este 9 ceasul. Da. Acum, o să ne uităm mâine la cei care vor sărbători 140 de ani de la înființarea PNL. Ce sentiment o să avem! Doamne, oamenii ăștia sunt niște ciudați. Foarte pe scurt, domn profesor. Sunt niște ciudați. Marele PNL acum, PDL plus Doamne, PNL, marele PNL. Sunt niște ciudați. Nu știu, poate să știi că e mari. Dacă demonstrezi că din punct de vedere al acțiunii, al efectelor prezenței tale în societate, ești foarte mic. Degeaba zici mare. Dacă tu faci parte din categoria mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne urâte, măști râzânde puse bine pe un caracter inimic, am citat din Eminescu, care le trăgea un pamflet liberalilor de usura, așa, ei nu știu istoria lor. Mă uitam la fătuca aia lor, care zice că e președinta, așa, la concurenta lui Șova, care se bătea în procese. Șova e rău și e pe mâna justiției și e bai mare că a prestat servicii de avocatură cu casa de avocatură Șova, nu știu ce, la turceni, care aveau un litigiu cu Electrica. Iar la Electrica asigura serviciul juridic casa Gorghiu. Și pentru că a câștigat Șova, acum ăla e rău. Dar nu știu de ce e aia bună, care Electrica a și pierdut, ia procesul pentru ei și au pierdut o grămadă de bani și e băgată în brânză și în matra pazlâcuri până la gât peste tot și nu știu de ce este ea floarea cea vestită a liberalismului românesc. Dar vă dați seama că mâine o să fie susținute discursurile astea despre Brătianu, despre niște liberalism, Dar eu nu mi-am făcut spectacolul cătușit, dar niște brățări așa. Dar lor dacice. Iar prinde foarte bine acestei fătuși și altora la fel. Așa, și după aia să vorbească ei de liberalism. Am auzit tot felul de inepții, că ei au susținere populară cum n-au avut niciodată în istoria lui. Adică brătienia sărace, așa era de nimica. Da, așa. Dar ăia, într-adevăr... Între ei, domne, să susținerea vorba. Dar aceia nu pot fi revendicați, pentru că ăia erau supranumiți roșii, că liberalismul românesc tradițional, v-am mai spus, este de stânga. De stânga, da. De dreapta erau conservatori la vremea aia. Iar actualul, zic ei că sunt de dreapta. Că vrei să fii de dreapta, ce aveți păi, cu ei? Dar doar nu erau toți de dreapta. Tot liberali sunt. Unde sunt candidații? Ultima chestiune. Unde sunt candidații, domn profesor? Care candidați și la ce? Păi, domnule, peste un an, noi suntem în mai acum, dar exact peste un an noi ne vom afla într-o campanie electorală. Da. Care sunt candidații? Adică, sau... Doamne, nu se pregătesc din timp ăștia? Nu au mari temeri și mari preocupări. Pentru că electoratul a demonstrat că nu îi interesează candidații. Când au ieșit ei din casă să pună ștampila și s-au trezit că senator este o doamnă Doina Tudor după Nilfov sau Ierland Cocei, unul după la Arad, sau unii de care n-au auzit neam de neamul lor, i-a interesat cine să ia. Și dacă electoratul nu e interesat, ei de ce să dea în clocot? Lasă că văd ei atunci, că e Stan, că e Vlad, că e Gogu, proștii, tot proști vor fi și așa, iar noi tot noi ne vom încoțopeni și vom jefui la infinit și vom trăi foarte bine și vom face concedii, ne vom îmbuiba, nu știu ce, că prostime. Deci pe asta se merge, de aia nu-i vezi cuprinși de vreo febră a căutorilor. Domne, nu mai ține, e zângănit de cătușe, hai să ieșim cu caractere, hai să ieșim cu competențe, că are societatea românească, are și Buzău oameni, nu așa.
Nu, 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 pentru că electoratul, unii cu suicide, alții cu abureală, unii cu prosteală, unii cu primarii lor pe la țară, unii cu tare, ei vor în coloana acolo și nu contează pe cine, nici nu știu cine este ea. Cunosc ei acolo pe cine au ales până acum. Hai, fă un sondaj pe Valea Buzăului. Spune, domnule, aici a fost un deputat ales. Mai îl aveți? Se numea George Scutaru. Nu știe nimeni, nici că a fost, habar nici că n-a fost. Da, nici da. Că nu mai e. Habar n-au. Și dacă asta e starea, dacă asta e starea reală a cetățenilor, a masei de cetățeni, de ce să se frământe ei acum ca să zici tu că să dea în clocot, vai ce candidat să pregătim? Lasă! Domn profesor, vă mulțumesc mult pentru analiza făcută a subiectele propuse în seara asta. Ne revedem luni la emisiune, tot așa. Revenim la normal ca de obicei. Vă mulțumesc încă o dată, domn profesor. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Să aveți o seară bună. La revedere!